Președinte al Senatului, bun, da, care nu are nicio competență de intervenție în vreun fel. Nu e o problemă. Bine că nu stă acasă, să se ducă, să meargă toți. Nu e o problemă. Numai să-și facă treaba, numai să-i ajute pe oamenii aia. Chiar nu contează cât merg, să meargă. Cu ce? Dar să-i ajute pe oameni. Cu ce acum, el poate ajuta pe oameni președintele Senatului? Iertați-mă, să găsim o soluție general legislativă, să putem să facem în așa fel încât oamenii ăștia să-și refacă casele, să li se dea înapoi ce au pierdut. Deja unii au asigurări, alții cu siguranță n-au asigurări și așa mai departe. Haideți să găsim soluții. Nu e o problemă să meargă toți, repet, foarte bine. Dar mă mai rău era dacă general stăteau toți în birou, de ce le beau nu e bine că se duce atât candidatul, ziceți, Nicolae? Să meargă. Lăsați-i să meargă. Are libertatea să meargă. Asigur. Dar, repet,